Despre puține modele de business se poate spune că sunt revoluționare, iar casa de comenzi vindemieftin.ro este un exemplu rar de business care schimbă complet regulile în comerțul cu materiale de construcții. Antreprenoriatul pentru mine reprezintă o cursă continuă, o provocare zi de zi și cred că cel mai tare lucru la antreprenoriat este că poți să creezi ce visezi noaptea, să pui în aplicare ziua și să faci ca orice vis să devină realitate. Nu am știut dintotdeauna ce vreau să fac, am descoperit pe parcurs, nu mi-a plăcut să fac ce fac alții, mi-a plăcut să pavez tot timpul un nou drum. Fondată în 2014 de către Cosmin Răileanu, compania are deja peste 70.000 de clienți satisfăcuți și 300 de furnizori de top. Ieftin nu înseamnă de proastă calitate, ci prețul corect în raport cu calitatea. Cheia afacerii constă în eliminarea costurilor de logistică, stocare și manipulare multiplă a produselor din industrie prin mutarea depozitelor în spațiul virtual. Businessul meu este o capodoperă pentru că scurtează lanțul de la fabrică la client. Într-o industrie extrem de importantă, cum este cea a materialelor de construcții, doar că nu este automatizată complet, ci cu o consultanță umană care nu poate fi replicată de inteligența artificială, pentru că oamenii, clienții în general, au nevoie de o consultanță specializată pe fiecare gamă de produse. Modelul face legătura direct dintre fabrică și clientul final, fără ca materialele să mai treacă prin depozitele unui magazin de bricolaj. Fiecare comandă este alocată unui depozit virtual care negociază prețurile. Acest concept, lansat în 2022, permite liber profesioniștilor cu experiență să vândă produse pentru un cost de activare al francizei de numai 1190 de euro. Vindemieftin.ro a încheiat 2022 cu o cifră de afaceri de 15 milioane de euro, iar echipa își propune ca în următorii 5 ani să propulseze afacerea din Râmnicu Sărat în topul celor mai puternice companii din industrie. Sunt dintr-un oraș mic, Râmnicu Sărat, are 30.000 de locuitori și ambiția mea cea mai mare este să pot să ajung la nivel internațional, rămânând sediul companiei în acest oraș.